ziua! Bine v-am găsit la episodul 4. Este un episod încărcat de emoție, un episod în care o să vă povestesc despre cea mai grea perioadă din viața noastră ca și familie, dar cred că, de fapt, este un episod în care veți afla care a fost cea mai grea perioadă din viața lui Andrei, pentru că el este cel care a trăit toate acestea și în acest episod vă voi povesti despre faptul că Andrei a fost la un pas de moarte, însă doar o minune l-a salvat, așa cum a spus medicul curant, însă noi știm că acea minune este însuși Dumnezeu, pentru că rugăciunile noastre și ale părinților noștri nu au rămas neascultate. Aș dori să subliniez în acest episod un lucru pe care am omis să-l spun în episoadele anterioare, că un alt motiv pentru care doresc să fac cunoscută povestea lui Andrei este faptul că aș dori să ajut la a nu se propaga o dezinformare cu privire la diagnosticul lui. Știu că tatăl meu mi-a spus că poate nu fac un lucru bun vorbind despre boala lui Andrei și înțeleg temerile, însă, așa cum am spus, că am încredere că mentalitatea oamenilor s-a schimbat și copiii speciali sunt priviți și acceptați cu totul altfel în ziua de azi, am convingerea că astfel, urmărind cazul lui Andrei, veți reuși să înțelegeți despre ce anume este vorba și să înțelegeți mai bine despre boala cu care Andrei se confruntă și astfel persoane apropiate nouă ne vor înțelege mai bine și vor cunoaște toate dedesubturile bolii cu care Andrei se confruntă. Îmi doresc să fiu cât mai sinceră și asta îmi doresc tocmai pentru că un astfel de caz cu o boală atât de rară nu este un lucru ușor, iar părinții ai căror copii se confruntă cu diagnostice ale unor boli rare, cred că mă înțeleg cel mai bine. Înțeleg temerile noastre, fricile și înțeleg faptul că pentru noi orice zi este o luptă. Orice zi pe care o trăim este o zi în care ne punem speranța că poate se va descoperi ceva inovator în cazul bolii cu care copilul nostru se confruntă. Îmi doresc din tot sufletul ca lucrul acesta să se întâmple și în cazul lui Andrei și tocmai de aceea mi-am dorit să fac acest canal prin care informațiile cu privire la simptomatologia lui Andrei să ajungă la voi și astfel să ajutăm la o mai bună înțelegere și din punct de vedere medical cu privire la boala lui. În episodul acesta, cum vă spuneam, am să vă vorbesc despre un moment plin de emoție pe care familia noastră l-a trăit, și anume la un an și două luni, când Andrei a fost supus pentru a doua oară investigațiilor pentru a stabili în mod concret care este cauza trombocitopeniei cu care el se confruntă. Și i s-a făcut din nou puncții, i s-au prelevat analize medicale. Iată că el a fost din nou supus tratamentului cu corticosteroizi și imunogamaglobulină, în speranța că analizele lui din nou vor crește. Din păcate, noi la acel moment nu am fost la medicul potrivit și spun asta pentru că pentru așa ceva trebuia ca de Andrei să se ocupe un specialist hematolog și nici de cum medicul care se ocupa de el la acel moment și care avea o cu totul altă specializare. Acest lucru a îngreunat toată situația noastră și după o săptămână de spitalizare, timp în care analizele lui s-au îmbunătățit și speram că lucrurile vor decurge normal, și după o altă puncție făcută în care s-a constatat că nu este vorba despre leucemie, Andrei a luat o bacterie din spital și
s-a confruntat cu o septicemie, motiv pentru care starea lui generală s-a agravat. Îmi amintesc acea zi în care, spitalizat fiind, ținându-l în brațe, el dormea, era foarte palid, nu mai reacționa, pur și simplu nu mai deschidea ochii. Și în dimineața respectivă, era după weekend, era chiar într-o lună, a venit medicul rezident al domnului doctor care îl avea în grijă pe Andrei. Nu o să dau nume cu privire la medici, însă știu că a fost un moment în care am cunoscut oarecum îndeaproape ce se întâmplă în sistemul medical din România. Nu doresc să spun foarte multe despre asta, dar aș vrea să subliniez că dacă ești o persoană care nu ai cât de cât câteva cunoștințe, cel puțin asta am trăit noi, nu ai câteva cunoștințe în apropiere mai bine puse, ca să zic așa, nu reușești în momente critice să ajungi acolo unde trebuie. S-a întâmplat ca în acea luni medicul rezident să vină și să constate că pe timpul weekendului starea generală a lui Andrei de sănătate s-a degradat. Andrei avea hemoglobina 4,5, trombocitele erau undeva în jur de 29.000, deci era într-o stare foarte gravă. La momentul respectiv a spus, faceți toate demersurile pentru ca acest copil să fie transferat pe hematologie. Deși s-a încercat acest lucru și în săptămâna anterioară, din lipsă de locuri pe acea secție am fost amânați și am așteptat pe o altă secție ca să ni se facă transferul. În tot acest timp, Andrei primind tratament de specialitate, dar iată că din cauza imunodeficienței lui a luat această bacterie din intraspitalicească și a făcut această septicemie. În acea zi de luni, medicul rezident, după ce a încercat să facă toate demersurile ca Andrei să fie transferat, și după aproximativ 4 ore când am văzut că totuși transferul nu se produce, mi-am amintit că în luna decembrie am avut ocazia să stau de vorbă cu un coleg care mi-a spus, eu am o cunoștință la Spitalul de Copii lui Surcanu, în caz că ai nevoie vreodată, Olivia, poți să mă contactezi și te ajut cu mare drag. Era în luna decembrie, iar ceea ce s-a întâmplat cu Andrei a fost în luna ianuarie. Nu credeam că voi avea atât de repede nevoie de ajutorul colegului meu, dar Dumnezeu stabilește lucrurile și le pregătește în așa fel încât noi să putem să ne folosim de ele fără ca să ne dăm seama măcar la momentul respectiv că El are totul în control și că toate s-au făcut doar cu voia Lui. În ziua aceea, țin minte că mi-am sunat colegul și am spus, te rog, fă tot posibilul și ajută-mă, ia legătura cu persoana pe care o cunoști tu și ajută-ne să fim transferați pe secția de hematologie, pentru că starea lui Andrei este una critică și îmi este teamă pentru viața lui. Mi-a spus, Olivia, închide telefonul, voi suna imediat și îți promit că în câteva minute voi avea un răspuns pentru tine. Acele minute mi s-au părut ore. Mă aștepta telefonul lui, plină de frică, plină de teamă pentru ce urma să se întâmple. Și mi-amintesc că după aproximativ 5 minute mi-a sunat telefonul și mi-a spus, Olivia, în curând o să vină cineva și o să mergi cu toată documentația la doamna doctor să-i explici ce anume se întâmplă cu Andrei. I-am spus, îți mulțumesc, Mircea, pentru gestul tău frumos pe care l-ai făcut și sper ca lucrurile să se rezolve. O să-ți dau de știre despre starea de sănătate a lui Andrei, pentru că și el a fost foarte interesat.
Convorbirea s-a încheiat și în nici 2 minute, nu vreau să exagerez, am auzit pe coridor cum cineva a strigat după medicul rezident și a spus: ia toată documentația lui Andrei Tudose și mergi împreună cu el și cu mama lui la doamna doctor și X, ca să zicem așa, nu o să dăm un nume pentru că nu vreau să fac asta. A luat toată documentația, a mers împreună și ne-am înfățișat în fața doamnei doctor, iar dânsa a întrebat despre ce este vorba, cu ce anume vă confruntați, care este problema dumneavoastră. Și i-am spus: uitați ce se întâmplă, de azi dimineață, de la prima oră, copilul are o stare foarte apatică, nu știm ce este cu el. Doamna doctor rezident a constatat că hemoglobina lui este foarte scăzută, de 4 ore așteptăm ca el să fie transferat pe secția de hematologie și lucrul acesta nu se întâmplă. El este din ce în ce mai rău și îmi este teamă pentru viața lui. În momentul respectiv, respectiva doamnă doctor și-a ridicat privirea spre medicul rezident și i-a spus: știi ce ai de făcut. Acel medic a dat din cap și împreună cu mine ne-am întors spre salonul în care am fost la momentul respectiv. Și pe drum mi-a spus: știți, nu trebuia să procedați tocmai așa. Nu trebuia să luați legătura cu cunoscuți ca să ajungem la doamna doctor și ca lucrurile să se întâmple. Și am spus: doamna doctor, știu că aveți și dumneavoastră un copil și sunt convinsă că dacă ați fi fost în aceeași situație ca și mine, ați fi făcut același lucru pentru copilul dumneavoastră. Fiecare secundă pentru viața copilului meu este importantă și sunt convinsă că fiecare secundă pentru viața copilului dumneavoastră este importantă și ca mamă mă înțelegeți mai bine decât oricine. Am văzut-o că din privirea ei mi-a spus că mă înțelege și a demarat imediat procedura de transfer și în nici 20 de minute am fost transferat pe secția de hematologie, dar am ajuns la timp. Era ora 2. Din fericire, medicul care l-a preluat încă nu plecase acasă, pentru că se întâmplă ca la acea oră medicii să nu mai fie pe secție, dar Dumnezeu a lucrat și de această dată și medicul care l-a preluat pe Andrei a început să aducă aparatură, a început să-l investigheze. Din păcate, Andrei a început să sângereze de peste tot, de unde avea împunsături făcute când i s-au prelevat analize. A fost un moment de teamă și de panică pentru noi, cel puțin pentru mine, pentru că eu trăiam acele momente și vedeam ce se întâmplă. Și în acele momente îmi amintesc că am plâns foarte mult și m-am așezat pe genunchi și mă rugam în fața medicilor și strigam către Dumnezeu și spuneam: Doamne, salvează-l, Doamne, nu-l lăsa, Doamne, nu vreau să moară. Am sperat că Dumnezeu va interveni și nici măcar o clipă nu am gândit la momentul de pierdere a lui Andrei. Nu m-am gândit că el ar putea să moară. Mă rugam pentru asta să nu se întâmple, dar nu m-am gândit, nu știu cum să explic, nu m-am gândit că o să trăiesc un astfel de moment și că eu o să-l văd mort pe Andrei. Nici de cum. Mintea mea era blocată pe Andrei trebuie să trăiască. Am sunat-o pe mama mea și am rugat-o să sune bisericile, să se roage pentru Andrei, pentru că știam că Dumnezeu este în control și că El poate să facă o minune dacă El dorește asta. L-am lăsat pe brațul lui Dumnezeu. Medicii au spus: Andrei are nevoie de sânge, trebuie să-i facem o transfuzie de sânge. Din păcate, starea lui este foarte gravă și m-au întrebat ce grupă sanguină are. I-am spus grupa sanguină care o are. Andrei are AB4 negativ, este o grupă foarte rară de sânge. Au spus: o să sunăm la banca de sânge, sperăm să avem această grupă pregătită pentru el și vom face transfuzia. După câteva ore am văzut că era foarte multă agitație pe coridoare și
am întrebat-o pe doamna doctor ce se întâmplă, au reușit să facă rost de grupa sanguină de care Andrei are nevoie și dânsa mi-a spus, știți ce se întâmplă, am reușit să facem rost de grupa lui sanguină, dar din păcate în momentul în care am făcut un test cu sângele lui Andrei, din cauza tratamentului medicamentos pe care l-a primit în cantități foarte mari, sângele se coagulează și nu se poate face transfuzia, trebuie să găsim o soluție. Deci eram într-un moment critic, un moment în care nu știam ce să facem pentru el și nu știam care va fi evoluția stării lui de sănătate, nu știam cât va mai rezista și în acel moment, da, pot să recunosc că m-a cuprins panica. Dar am crezut că Dumnezeu nu ne va trece prin încercarea aceasta grea de a-l pierde pe Andrei și atunci am auzit când medicul după aproximativ jumătate de oră a venit la noi și ne-a spus am încercat cu 0-1 negativ și din fericire se poate să facem transfuzia lui Andrei pentru că Andrei poate primi grupa aceasta de sânge. Am fost extrem de fericiți, i s-a făcut transfuzia, dar din păcate la acel moment el încă sângera. Pe o parte intra sânge, pe alta vedeam că iese. Nu știam ce se întâmplă, el avea cateter. De fapt, cateterul a fost tocmai poarta de intrare a bacteriei din spital și astfel s-a instalat septicemia. Însă medicii nu știau la momentul respectiv că se confruntă cu o septicemie la Andrei. Au văzut că CRP-ul lui este foarte crescut. Nu știau care este cauza, au început să facă tot felul de investigații, tot felul de analize care au durat și după 3 zile au venit și ne-au spus Andrei are stafilococ auriu. Este o bacterie care a luat-o din spital, din păcate infecția lui este destul de răspândită în organism, dar noi facem tot posibilul să-l salvăm. O să-i dăm antibiotice foarte puternice, sperăm să răspundă la tratament. Așa au făcut, i-au administrat antibioticele, au fost 2 antibiotice care au fost administrate. După alte 3 zile, analizele lui totuși erau adică se îmbunătățeau destul de greu. Se îmbunătățeau, dar nu la nivelul pe care și-l doreau ei. Și atunci au venit și ne-au spus, nu știm ce să facem, starea lui e destul de gravă, avea deja 9000 de trombocite, sângera foarte mult și spuneau, nu putem să-l ținem foarte mult pe transfuzii și trebuie să găsim un antibiotic la care copilul să răspundă. Din nou, am cerut ajutorul lui Dumnezeu și în același timp căutam soluții în străinătate. Am început să iau legătura cu părinți care, ai căror copii au mai trecut prin astfel de momente și care au fost diagnosticați cu diferite boli rare, pentru că acolo când ești în spital afli tot felul de cauze pentru care copiii se confruntă cu o anumită simptomatologie și aveam să aflu despre sindromul lui Scott Aldrich. Era cineva acolo în spital care mi-a spus, știi, a mai fost o mămică aici al cărui copil avea aceeași simptomatologie cu cea a copilului tău și până la urmă a plecat în Italia, acolo la Bambino Gesù și a aflat că al său copil are sindromul lui Scott Aldrich și acum chiar este în fața unui transplant de măduvă. Am intrat imediat pe Google să aflu ce înseamnă acest sindrom, despre ce este vorba și când am văzut că este vorba despre viață limitată, că acei copii nu reușesc să prindă vârsta de un an, 2 ani, chiar până la maxim 12 ani, mai mult de 12 ani nu se poate. Am început să mă impacientez și mă gândeam oare cum va fi în cazul lui Andrei, oare o să-l pierdem, oare chiar are această boală. Apoi, în următoarea zi, venea medicul și spunea, nu, ne-am gândit la un alt diagnostic pentru Andrei, nu credem că are această boală, credem că e posibil să aibă anemia Fanconi, sau vedeau cu tot felul de diagnostice, iar eu, de fiecare dată, intram pe Google și citeam despre ele, citeam și spuneam, da, asta se potrivește la Andrei, da, simptomul ăsta l-a avut și el, da, a trecut și el prin asta, și mi se confirma cumva că
s-ar putea ca Andrei să se confrunte cu boala respectivă. Ajunsese la urechile mele tot felul de informații legate de tratamente, legate de locurile în care ar trebui să facem tratamentul pentru Andrei și am luat decizia împreună cu soțul meu să îl ducem pe Andrei în străinătate. A fost o aventură cumplită pentru că în momentul respectiv nu aveam niciun fel de resursă financiară și știam că dacă dorim să mergem acolo în străinătate trebuie să avem o sumă destul de considerabilă ca să îl putem ajuta. Și nu știam cum vom face rost de banii aceștia, dar ne-am pus din nou credința în Dumnezeu. Și am spus, indiferent ce va fi, noi vom face tot ce este posibil pentru Andrei. Și dacă este nevoie să cer ajutorul oamenilor, o voi face. Dar haide să încercăm noi, să vedem. Poate reușim totuși și singuri, fără să mai apelăm la bunăvoința celor din jurul nostru. Astfel că, deși eram încă în spital și în timpul acesta Andrei era pe tratament, și medicii căutau o soluție pentru el, pentru a-l ajuta. Noi, în același timp, părinții, pe de altă parte, căutam o soluție pentru el în străinătate. Astfel că toate investigațiile care au fost făcute până la momentul respectiv, le-am imprimat și am căutat să trimitem e-mail-uri la alte spitale pentru a primi un punct de vedere cu privire la Andrei. În timpul acesta, pentru că mătușa mea lucra în acea perioadă în Italia, în Roma, am luat legătura cu ea și am spus, te rog frumos, ajută-mă să ajung acolo cu Andrei, să pot, am auzit de spitalul acesta Bambino Gesù, am auzit că sunt medici extraordinari acolo și că toți copiii care au fost pentru transplant de măduvă acolo, pentru că la momentul respectiv se gândeau medicii cumva că Andrei ar avea nevoie de transplant de măduvă din cauza analizelor foarte proaste pe care le avea. Am auzit că acolo toate transplanturile de măduvă care au fost făcute au fost reușite, au fost un real succes. Ea, bineînțeles, că ca de fiecare dată când îi ceream ajutorul, era acolo lângă mine, prezentă, pe lângă faptul că încerca spiritual să fie alături de noi și se ruga pentru noi, a făcut și ceea ce este omenește și anume a luat legătura cu spitalul de acolo și le-a spus că au care o nepoată cu un copil bolnăvior foarte grav, a cărui diagnostic încă este necunoscut, medicii nu știu despre ce este vorba și că ne-am dorit să venim acolo cu băiețelul. Nu a primit un răspuns concret. Tot ce au putut ei să spună este să încercăm să ne folosim de formularul 112 și astfel să reușim să ajungem la ei. Bineînțeles că punând întrebări părinților care au făcut lucrul acesta, aveam să aflăm că există și o altă portiță pentru noi. Am considerat că trebuie să profităm de lucrul acesta și să facem orice ne este în putință pentru Andrei. Am luat legătura cu medicul curant de aici, care se ocupa de cazul lui Andrei, i-am spus care este intenția noastră. Ei ne-au spus că nu ne sfătuiește să-l luăm pe Andrei din spital pentru că el este sub tratament și în cazul în care întrerupem tratamentul există riscul ca starea lui generală să se deterioreze. Copiii cu trombocitopenie nu au voie să meargă cu avionul pentru că există riscul de sângerare intracraniană din cauza presiunii și sfatul lor a fost ca să rămânem în continuare în spital aici până la finalizarea tratamentului. A fost un moment în care ne întrebam ce este mai bine pentru el. Este mai bine să rămânem sau este mai bine să luăm și să plecăm în străinătate pentru investigații suplimentare, dar
pentru că ne-am gândit că nu ar fi bine să riscăm să întrerupem tratamentul și starea lui de sănătate să se deterioreze, am luat decizia să rămânem în continuare în spital. Am rămas timp de o lună în care medicii i-au dat tratament și au făcut investigații pentru a afla un răspuns cu privire la simptomatologia lui, însă fără niciun rezultat, nu au reușit să-i dea de capăt și după toate investigațiile făcute și tratamentul care i-a fost administrat, starea lui de sănătate s-a mai îmbunătățit și am cerut, după o lună și jumătate de stat în spital aici în România, am cerut să fim lăsați măcar pentru un weekend să mergem acasă la sora mea care locuia în Dumbrăvița și să putem să îl deconectăm un pic pe Andrei de tot ce înseamnă mediul intraspitalicesc. Acel moment a fost de fapt și portița noastră, pentru că plecând din spital am luat decizia de a nu ne mai întoarce. Am văzut că Andrei era bine, era stabil și am luat decizia să mergem mai departe pentru investigații suplimentare. Am luat toate investigațiile care au fost făcute aici în România, le-am tradus în limba italiană și cu acea documentație și cu ajutorul pe care l-am primit de la colegii noștri, nu a fost o sumă foarte mare, dar și pe această cale doresc să le mulțumesc că au fost alături de noi, atât în momentul în care am avut nevoie de susținere financiară, cât și în momentul în care Andrei a fost nevoit să primească transfuzie sanguină. N-am să uit acele momente când primeam telefoane de susținere, când colegi de-ai noștri spuneau vin și donez pentru copilul tău, am să vin și am să fiu acolo prezent. Au fost foarte multe microbuze care s-au mobilizat de la diferite sectoare, diferite structuri și au sărit în ajutorul nostru și am fost deosebit de onorată în acele momente că fac parte dintr-o comunitate, ca să zic așa, de oameni cu suflet mare care nu au fost indiferenți la strigătul nostru de ajutor. Chiar am avut o familie de colegi care au venit personal la spital și s-au interesat de cazul lui Andrei, au luat legătura cu persoane mai importante, ca să zic așa, de la Casa Națională de Sănătate, care ne-au ajutat cu toate informațiile de care am avut nevoie. Și da, chiar am fost binecuvântați și sprijiniți de oamenii din jurul nostru care nu au fost nepăsători, așa cum spuneam, la strigătul nostru de ajutor și le mulțumesc pe această cale. Așa cum am spus, l-am pus pe Andrei în mașină, aveam această sumă de bani asupra noastră și care, bineînțeles, cei din jur ne-au spus că știți că acolo suma pe care voi o aveți nu o să vă ajungă decât maxim 2 zile, dar dacă voi vreți să încercați varianta asta, noi vă susținem, voi să ajungeți acolo, duceți-vă în pace și dacă Andrei va fi primit, vom vedea ce putem să facem să vă ajutăm și pe viitor. Am avut susținerea familiei și asta este un lucru foarte important, mai ales pentru noi, oamenii, familiile cele care ne confruntăm cu astfel de situații, cu copii care trec prin momente deosebit de grave, a căror viață este pusă în pericol. Și acolo am avut o groază de peripeții, dar Dumnezeu și-a arătat prezența chiar și în acele momente pentru noi ca și familie, pentru că odată plecați am ajuns în Serbia și acolo mi-amintesc că eram la o trecere de pietoni, era semafor verde, era semaforul roșu și noi deodată am auzit un claxon din spate și am crezut că s-a făcut verde și noi n-am observat și soțul pur și simplu a plecat cu mașina.
Iar în spatele nostru am auzit girofarurile, era poliția sârbă și ne-a oprit pe dreapta. Eu eram în spate cu Andrei, îl țineam în brațe pentru că dormea și soțul pentru că are la bază un pic de origine sârbă, cunoștea limba, putea să vorbească cu ei, s-a dus la ei, le-a înmânat documentele și ei au văzut că al doilea nume al său era Branimir. Este Branimir și au văzut numele și au spus: "O, Branimire, Branimire, ce să facem noi ție? Uite, ai trecut pe roșu." Și atunci el a putut, pentru că cunoștea limba, a putut să le explice care este, cum au stat lucrurile și că noi de fapt încercam să găsim autostrada, dar pentru că nu am avut GPS, nu știam cum să ajungem. Și i-au spus motivul pentru care noi ne îndreptăm spre Italia și atunci Dumnezeu a lucrat la inima lor și deși se cunoaște că poliția sârbă nu prea trece cu vedere așa încălcările legii, au, de data aceasta au fost în asentimentul nostru și ei au fost cei care ne-au condus spre autostradă, erau în fața noastră, erau cu girofarurile și cu semnalele acustice pornite și ne-au condus până la autostradă. Deci a fost un moment în care Dumnezeu a fost acolo lângă noi, a fost prezent, a reușit cumva să aducă persoana potrivită lângă noi ca să ne ajute să găsim autostrada. Apoi am avut multe peripeții, nu o să stau să vorbesc despre toate peripețiile pe care le-am avut pe drum, însă vreau să vă spun că prin fiecare eveniment pe care l-am trăit, am simțit prezența lui Dumnezeu. Chiar am fost, așa, drumul a fost lin și chiar dacă am avut așa un hop prin care trebuia să trecem, el a fost acolo prezent și ne-a scos biruitor. Am ajuns și în Roma, cu chiu cu vai, pentru că nu aveam GPS și acolo a fost un moment foarte haios acum pentru noi, pentru că ne amintim, zâmbim și râdem și ne spunem: Doamne, cum ai putut să lucrezi în viața noastră și cum ai putut să fii acolo prezent, tocmai pentru nevoia pe care o aveam la acel moment. Și știu că ajungi în Roma, am sunat-o pe mătușa mea și am spus: uite, am ajuns, dar nu știu cum să ajung la tine, cumva să ne ghitez ca să reușim să ajungem la tine. Și ne-a explicat ea un pic, dar la un moment dat ne-am rătăcit și am zis: ok, ce e de făcut? Din nou am sunat-o pe mătușa mea, am început să-i explic: uite, sunt așa, văd așa. Și la un moment dat, în fața mașinii noastre, s-a oprit un autobuz în stație și am spus: uite, văd în fața mea un autobuz cu numărul M, nu știu cât era, 14. Și ea zice: e tocmai autobuzul care ajunge în fața blocului meu, ia-te după autobuzul respectiv, să nu cumva să-l pierzi, du-te după el. Și a spus: wow, uite, și aici e prezent Dumnezeu, uite cum a scos în fața noastră autobuzul ăsta, îi spuneam soțului și el zicea: haide acum, lasă asta, hai să mergem repede să reușim să nu îl pierdem și să ajungem acolo cu bine. Și odată ajungi, mătușa m-a întrebat: cum vrei să facem, cum vrei să procedăm, vrei să mergem acum sau vrei să mergem mâine dimineață? Că totuși ați venit de la drum lung. Și am spus: nu, vreau să mergem acum. Vreau să mergem cât mai repede, vreau să am un răspuns cât mai repede cu privire la Andrei. Ea a zis: în regulă, era ora 18 seara. Am ajuns acolo și când am ajuns, era o croază de lume care aștepta la urgențe. Erau extrem, extrem de mulți oameni. E un spital foarte mare și de acolo, acolo vin mai multe persoane din mai multe regiuni. Și eram foarte impacientați pentru că mătușa mea mi-a spus: eu nu pot să stau mai mult de ora 8, hai să zic maxim ora 9. Dar mai mult de ora 9 eu nu pot să stau cu voi. Ce mă panica pe mine era că nu știam să vorbesc limba și nu știam cum o să le explic medicilor care este situația reală a lui Andrei și care este motivul pentru care noi am venit acolo. Am zis: ok, am tras aer în piept și am zis: bine, vom vedea ce facem, o să încerc să mă exprim pe engleză și vedem ce se întâmplă după. Când am intrat acolo la urgențe, mătușa mea a spus: trebuie să mergem prima dată să primești un cod, un număr și pe baza lui o să intrăm.
cei care sunt cu roșu sunt critici, cei care sunt cu portocaliu sunt așa și așa și cei cu galben sunt mai puțin, cazul lor este mai puțin critic. Am ajuns acolo la medicul care ne făcea evaluarea inițială. Andrei, întâmplarea a făcut că la momentul respectiv dormea. M-a întrebat care este motivul pentru care ne prezentăm în urgență. I-am spus că Andrei a vomitat, pentru că asta s-a și întâmplat. Pe drum a început să vomite și a făcut temperatură. Și efectiv este într-o stare de letargie. Medicul a spus în regulă, uitați, acesta este numărul dumneavoastră, când auziți că vă strigă, trebuie să intrați înăuntru pe acea poartă. Ne-am așezat, mătușa mea, cum este ea foarte sociabilă, a început să vorbească cu cei din jur și a venit după vreo 10 minute la mine și îmi spune, Olivia, uite, mămica aceea cu bebeluș este de la ora 10 dimineața aici. La noi era ora 18. Și am zis, e ora 18, ea este de la ora 10 și încă nu a intrat. Da, deci avem foarte mult de așteptat. Nu știu dacă tu o să fii cu noi, nu știu ce o să se întâmple, dar cu Dumnezeu înainte. Și nu exagerez, au trecut 5 minute și mătușa mea o văd că zice către mine, Olivia, noi suntem, trebuie să intrăm. Cum noi? Au trecut doar 5 minute de când mi-ai spus că mămica aceea așteaptă de la ora 10 dimineața. Și a zis, noi suntem. Eu i-am zis, ești sigură? Ea a zis, da, da, noi trebuie să intrăm. Am intrat acolo, medicul mi-a spus, dezbracă-l, pune-l pe măsuță, spune-mi care este situația, de ce ați venit la noi. Mătușa mea i-a spus, uite, domn doctor, noi nu vrem să mințim, nu vrem să spunem un neadevăr, aici aveți toată documentația. Când au văzut că este tradusă în italiană și-au dat seama că noi am venit cu un scop precis și mătușa mea i-a spus, mama este foarte panicată, nu știe ce anume are copilul ei, vrea să afle un răspuns la situația lui medicală. În România medicii nu au reușit să-i dea de cap și și-au pus toată speranța că aici îi veți ajuta. Așa cum spuneam, nu vrem să spunem niciun neadevăr, nu vrem să mințim, motivul pentru care suntem aici este să aflăm un răspuns cu privire la boala cu care copilul acesta se confruntă, pentru că are ceva. Situația lui medicală nu este una tocmai ușoară. Au spus în regulă, ok, haideți să-i facem investigațiile inițiale și apoi vom vedea despre ce este vorba. O să ne uităm și peste documentele pe care le-ați adus din România și vom lua o decizie. Au început să-i preleveze sânge, să-i facă ei analize și ne-au poftit într-o sală, într-un salon de așteptare. Am așteptat vreo 2 ore. Timp în care s-au făcut toate investigațiile și ne-au trimis și la radiografii și ecografie și pe același palier erau toate puse. Și apoi mătușa mea a stat de vorbă cu o doamnă asistentă de acolo și a venit la mine și mi-a spus, Olivia, uite, m-am întâlnit cu asistentă și a zis, crede că vă trimite acasă pentru că analizele lui Andrei sunt bune. Și eu i-am spus, cum să ne trimit acasă? Păi nu se poate, noi nu avem un răspuns la situația lui Andrei, noi nu știm ce se întâmplă. M-am bucurat că analizele lui erau bune, dar în același timp îmi doream ca Andrei să fie investigat mai în detaliu, pentru că știam că ceva nu este în regulă cu el. Apoi, mătușa mea s-a dus, a zis, stai aici liniștită, vom face tot posibilul ca Andrei să nu plece de aici din spital. S-a dus la medicul respectiv și a spus, vă rog frumos să faceți tot posibilul ca acest copil să rămână internat. Pentru că situația lui medicală este serioasă, nu este, părinții lui nu au venit aici cu un alt motiv decât de a-l ajuta pe el să depășească aceste momente. Și atunci
medicul i-a spus, noi deja am transmis ca să îi se facă biletul de ieșire. Dar așteptați că vom lua legătura cu un medic hematolog, vom trimite să stea de vorbă cu mămica și apoi vom lua decizia finală. A venit mătușa, mi-a spus ce anume a vorbit cu medicul, ne-am pus amândouă să ne rugăm și apoi, după jumătate de oră, a venit un medic hematolog care ne-a luat în cabinetul său. Ne-a spus, uitați, ne-am uitat peste analizele copilului, da, într-adevăr, situația lui medicală nu este una bună din analizele care au fost făcute în România, dar aici analizele lui sunt bune și nu avem niciun motiv pentru care să-l internăm. Cel mai bine este să veniți a doua zi cu el la spitalizare de zi și să vedem ce putem face pentru voi. Îi mulțumesc domnului că mi-a dat o mătușă care este foarte curajoasă și o luptătoare și nu s-a lăsat și a început să îi explice doamnei doctor că noi trebuie neapărat, dar neapărat să fim internați, că ea nu poate să ne țină la ea pentru că și ea acolo lucrează și că cel mai bine pentru noi este să fim sub observația lor și... Stând de vorbă cu medicul și eu, am vorbit în limba engleză cu medicul respectiv și explicându-i, de fapt, prin toate investigațiile care a trecut Andrei în România și simptomatologia pe care el a prezentat-o încă de la câteva luni și până la momentul respectiv, s-a luat decizia ca Andrei să rămână internat. Și de acolo am început o altă aventură, ca să zic așa, cu privire la investigațiile care au urmat să-i fie făcute la lui Andrei, cu medicii cu care am stat de vorbă, dar despre toate acestea vă voi povesti în episodul următor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper ca toată această experiență prin care familia mea a trecut să fie un prilej prin care voi să primiți acele informații de care aveți nevoie, poate la momentul acesta, de asemenea să fim o sursă de inspirație în credință și în optimism. Pentru că da, eu sunt foarte optimistă cu privire la viitorul lui Andrei și chiar dacă am primit acest diagnostic crunt, eu știu că Dumnezeu este în control, știu că El nu ne lasă și că tot ceea ce face El este desăvârșit și că Dumnezeul nostru niciodată nu greșește și îmi doresc din tot sufletul ca pe baza acestei experiențe și cu ajutorul acestui canal care l-am creat special pentru voi, oamenii, și special pentru cei care se confruntă cu astfel de evenimente în viața lor, de nesiguranță, de boală, de neputință, să fim o sursă de încredere și de speranță că ziua de mâine va fi o zi în care Dumnezeu le va vorbi și că Dumnezeu va fi acolo pentru ei și că lucrurile se vor îmbunătăți în viața lor. Fiți binecuvântați!